pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Slăvitului și pentru tot răudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei Chipului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fii mie după cuvântul prea Sfinției voastre, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând: Învățătorule, cine a păgăduit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: Nici el n-a păgăduit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate în dânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine. Căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut dină din scuipat și a uns cu dină ochii orbului. Apoi a zis: Mergi de despală la izvorul Siloamului, care se dâlguiește trimis. Deci s-au dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: Eu sunt. Deci l-au întrebat: Atunci cum s-au deschis ochii tăi? El a răspuns și a zis: Omul care se numește Iisus a făcut dină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: Mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: Unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei: Cum a dobândit vederea? El a răspuns: Tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea?
și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre cel pentru că ți-a făcut, ți-au deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar au întrebat și le-a zis: acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb. Atunci părinții lui au răspuns și le-a zis: știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine au deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El a răspuns: acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsă omul și le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cizitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fie deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis: în păcate tu te-ai născut între și tu ne vezi pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-a dat afară și găsindu-l a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred în dânsul? Iisus i-a spus: l-ai văzut pe el către cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, și s-a închinat lui.
În vremea aceea, stătea lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care de s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc că nici în lumea toată n-ar fi putut încăpea cărțile. Ce s-ar fi scris amin. Când este voi, ca să-L dăm și ca să-L bine de oameni, totdeauna acum și cu rugea și vecii vecilor. Amin. Hristos a dat de mult și mare, de mare, de lume. Și celor din mormântul viață dăruindu-le. Iisus a înviat din morți cu moartea prin moarte, călcând și celor din mormântul viață dăruindu-le adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru că cine prea fărate imancii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale celor între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, rugăciunea Sfântului Slăvitului și întru tot răudatului apostol și evanghelist Ioan Teologul și cu ale lucruviosului Arsen cel Mare, fără cunoscătorul, cu ale celor între Sfinți Părinții noștri ierarhi, Grisie Mărturisitorul și Ioan Maximovici, făcătorii de minuni, cu ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Arhimșana, aștept ale tuturor Sfinților, să ne înviască, să ne înviască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Am dormit o viață veșnică, închinându-ne Sfinte Învierii Lui, cei de-a treia zi. Hristos a Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Fraților creștini, până miercuri să mă arătă urbania mare, din cel mai mare praznic al nostru, al creștinilor pe două și anume învierea Domnului, suntem încă în praznicul învierii. De aceea, fraților creștini, duminicile acestea de după învierea Domnului sunt duminici care ne aduc aminte din viața Mântuitorului lucruri legate de înviere. Cum avem Duminica Apostolului Toma, cum avem Duminica Mironosiților, Duminica Slăbănogului și iată Duminica Orbului, toate aceste duminici, dragii mei, sunt puse de Sfinții Părinți după sărbătoarea Paștelui, în praznicul Paștelui, în aceste 40 de zile, și să fiți siguri că în ele veți găsi lucruri care ne vor duce la faptul că Mântuitorul, încă din viața Lui, a arătat că El va învia. Care puterea aceasta dumnezeiască, puterea lui Dumnezeu de a învia. Astăzi, pe lângă este duminică, se luăm și pe Sfântul Ioan Evanghelist, care, după cum vedeți, coana care este pusă în dreapta dumneavoastră, la cadă pe teasmă, tot timpul aceasta este icoana preferată
hramul unei biserici sau unei mănăstiri, când intrați într-o biserică și vă uitați în partea dreaptă, veți ști, fără să vă spună nimeni, care este hramul acelei biserici. Deci, după cum vedem, este Sfântul Ioan Evanghelistul. Astăzi servăm și pe Sfântul Ioan Evanghelistul și îl mai servăm și în toamnă, în luna septembrie. Iubiților credincioși, fiindcă în fiecare an prindeți, poate cei care veniți aici în fiecare an, această sărbătoare a Sfântului Ioan Evanghelistul, ați auzit sigur de viața Sfântului Ioan și eu nu vreau astăzi să intru să aprofundez viața Sfântului Ioan Evanghelistul. Aș vrea, în schimb, să-l cinstim pe acest Sfânt prin lucrările lui și anume mai ales prin această Evanghelie de astăzi. Evanghelia în care s-a descris vindecarea orbului făcută de Mântuitorul și a orbului din naștere. Această Evanghelie este scrisă de Sfântul Ioan Evanghelist. Înainte de a începe să aprofundăm această Evanghelie, v-aș ruga, dragii mei, să fiți atenți, căci veți vedea că nu este vorba numai de un tip de vindecare, și anume de această orbire, de această orbire a ochiului trupesc. Deci fiți atenți, fiindcă la sfârșit vă voi întreba să văd dacă ați observat și cealaltă vindecare care a avut loc și a fost descrisă prin această Sfântă Evanghelie. Duminica trecută a fost Duminica Slăbănogului și ați văzut cum la Viteza, la Scăldătoarea Oilor, Mântuitorul a vindecat un om care era slăbănog, era paralizat, care nu se putea mișca, era pe pacul său și nu avea cine să-l arunce în Scăldătoare când Îngerul tulbura. L-a vindecat și apoi când s-au întâlnit spre sfârșitul Evangheliei, descrie acest lucru Mântuitorul cu omul vindecat în templu, Mântuitorul îi spune aceste cuvinte. Vezi că ai făcut sănătos să nu mai greșești de acum, ca să nu-ți fie ție mai rău. Și de aici Mântuitorul cu cinci au plecat înspre templu. Scăldătoarea Oilor este la intrarea în cetate, în cetatea Ierusalimului. Au plecat spre templu. Și iată că apropiindu-se de templu, dragii mei, văd pe un om orb din naștere care cerșea. Era zi de sâmbătă, după cum vă aduceți aminte din Evanghelia de luna trecută. Ziua sâmbetei pentru evrei era cum este duminica la noi. Era zi de sărbătoare, era zi de rugăciune, zi de odihnă. De aceea, la templu, dragii mei, erau foarte multă lume care veneau să servească sabatul lor. Și oamenii săraci, oamenii încăjiți, oamenii bolnavi veneau și cerșeau milostenii de cei care veneau să se închine la templu. Și iată era și un astfel de orb, orb, dragii mei, din naștere, care întindea mâna să câștige și el ceva de la cei pelerini care veneau la templu. Mântuitorul l-a văzut. Ucenicii l-au văzut și ei. Și având în minte discuția care a avut-o Mântuitorul cu slăbănogul, fii atent, te-ai făcut sănătos, dar să nu mai greșești ca nu cumva să-ți fie ție mai rău. Ucenicii le întreabă pe Mântuitorul uitându-se la orbul acesta. Doamne, cine a păcătuit de suferă această orbire? El sau părinții lui? Slăbănogul, dragii mei, el avea păcate. El a păcătuit și a ajuns slăbănog, a ajuns paralizat. Ucenicii au aflat lucrul acesta de la Mântuitorul. Și acum, acestea erau orbi din naștere. Și ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul, cine a greșit? El sau părinții lui? El, dragii mei, fiindcă s-a născut orb, n-avea cum să greșească. Și concluzia era că a greșit părinții lui. De unde vine această concluzie, dragii mei? Atunci când Moise a primit de la Dumnezeu descoperire și a scris primele cinci cărți din Sfânta Scriptură, care se numește Pentateuch, acolo, în aceste cărți, dragii mei, spune Dumnezeu prin gura lui Moise. Și voi răsplăti păcatele părinților voștri până la al treilea neam. Iar faptele bune ale părinților voștri până la al șaptele neam și mai mult. Iată, dragii mei, că evreii cunoșteau din legea lor, din cărțile lor sfinte, că dacă părinții greșesc, s-ar putea ca urmașilor copiilor să sufere în urma păcatelor părinților. Păcatele părinților se vor răsfrânge asupra copiilor până al treilea neam. Dar faptele bune până la al șaptelea și mai mult, iată, Dumnezeu răsplătește mult mai mult faptele bune decât ce bune. De aceea ucenicii, dragii mei, întreabă, cine a greșit, Doamne, el sau părinții lui?
el fiind exclus, înseamnă Scriptor, și a căzut pe părinții lui. Iată, dragii mei, că Mântuitorul răspunde în felul următor. N-a greșit nici el, nici părinții lui. Și lucrul acesta s-a dat acestui om pentru a se arăta slava lui Dumnezeu. Unii oameni, dragii mei, vedeți, suferă. Suferă. Dar suferă ca să se arate din slava lui Dumnezeu. Și vom vedea cum se va arăta. Și vă aduc aminte încă un caz care știți foarte bine din Sfânta Scriptură. Este vorba de Iov, care a suferit ca să se arate diavolului credința lui Iov în Dumnezeu. Și astfel slava lui Dumnezeu s-a arătat prin acel om Iov, prin răbdarea lui, prin credința lui până la capăt. Și știți prea bine ce s-a întâmplat cu Iov. Și Mântuitorul spune mai departe, după ce a spus aceste cuvinte, că spre slavă lui Dumnezeu acesta. Și spune așa, eu sunt trimis să fac lucrurile pentru care am fost trimis cât este lumină. Căci dacă vine, când vine întunericul, nimeni nu va mai putea lucra. Dragii mei, aceste cuvinte sunt foarte greu de înțeles. Căutând la Sfinții Părinți, iată ce spun unii din Sfinții Părinți. Spune că Mântuitorul a spus aceste lucruri. Eu sunt trimis să lucrez lucrurile care, pentru care am fost trimis cât este lumină, căci vine noaptea când nimeni nu va putea lucra și eu sunt lumina lumii, spune Mântuitorul, arată și ne vorbește despre moartea Mântuitorului. Adică atâta timp cât Mântuitorul a fost în mijlocul ucenicilor și a fost lumina lor, a ucenicilor și a lumii prin ei, a lucrat. Iar când Mântuitorul a fost îngropat, a fost îngropat și dus în mormânt, a venit cumva întunericul peste lume. Unii Sfinți Părinți spun și aceste cuvinte se referă la fiecare din noi și spune așa, atâta timp cât un om este în viață și este aproape de Iisus Hristos, care este lumina lumii, el poate să se mântuiască. Dar aveți grijă că vine noaptea, adică când omul moare, adoarme, când nu mai poate lucra nimic. Și așa este, dragii mei, învățătura noastră ortodoxă spune așa, când un om a murit, a adormit, sufletul lui se duce la păcate, lucrul nu e mormânt, dar el nu mai poate lucra nimic pentru el. Fiindcă Dumnezeu a dat posibilitatea omului ca persoană, trup și suflet împreună să lucreze pentru mântuirea lui. Ce s-a despărțit, odată ce s-a despărțit sufletul de trup, s-a întrerupt orice posibilitate din partea omului respectiv să mai lucreze pentru el. Mai rămâne cei din jur care l-au cunoscut să se roage și de aceea facem parastase, pomenim, dă milostenie, ne rugăm pentru cei adormiți, ca rugăciunea noastră celor vii să ajute celui care l-a dormit. Mai departe, dragii mei, după ce a spus aceste cuvinte Mântuitorul, eu sunt lumina lumii, scuipă Mântuitorul jos și face tină și unge ochii orbului. Dragii mei, jos era praf, praf pe care călcau oamenii. Scuipatul este scuipat. A amestecat praful cu scuipatul și a făcut o tină. Și anume a făcut aceste lucruri, dragii mei, ca să nu cumva oamenii să creadă că tina aia sau praful respectiv avea o putere miraculoasă, ci că darul lui Dumnezeu a lucrat. A făcut tină și a uns ochii orbului și a spus, du-te la Siloam și te spală. Și orbul, dragii mei, s-a dus la Siloam, s-a spălat și după ce s-a spălat, el a început să vadă. Vă întreb încă o dată de ce a făcut Mântuitorul acest gest, fiindcă vă aduc aminte o altă evanghelie cu o altă vindecare unui om orb din Erihon, care auzise că a intrat Mântuitorul în Erihon, a început să strige în gura mare, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și Mântuitorul s-a dus la el, ce vrei, vreau să văd. Și a zis, vezi, nu s-a atins de el atunci. Și a văzut. De ce n-a făcut Mântuitorul la fel și acum? De ce a făcut această tină din țărână, dragii mei, și din scuipatul său? Și a uns ochii orbului. Haideți să mergem în Cartea Facerii. Să ne aducem aminte cum l-a creat Dumnezeu pe om. A luat țărână și a suflat asupra lui. Din gura lui a suflat asupra lui sufletul său. Și l-a creat pe om. Gestul acesta, dragii mei, de a face această tină, de fapt, era o lecție pentru toți
să-și aducă aminte că Dumnezeu este Creatorul și că de fapt ei au în fața Lui pe Dumnezeu, în fața lor pe Dumnezeu. Cum Dumnezeu era descris în cărțile lor sfinte, a luat pământ și a suflat și a creat pe om viu, suflet viu, așa și acum a luat pământ, a scuipat din gura sa și a făcut tină și a uns ochii orbului. Unii sfinți părinți, dragi mei, spun așa, că acest orb din naștere nici n-avea format globul ocular. Deci nu avea ochii formați. Și Mântuitorul a uns cu tină și ochii aceștia s-au construit, Dumnezeu a făcut, aducând mai mult aminte de faptul cum a făcut Dumnezeu pe om. Arătând, dragii mei, că Dumnezeu este Creatorul și iată că acest Creator Dumnezeu ia viața oamenilor. Dragii mei, când orbul și-a recăpătat vederea, vă dați seama că el a fost plin de bucurie. Spun Sfinții Părinți foarte frumos când comentează această Evanghelie, spun pentru un om care s-a născut din naștere orb, este mai ușor decât un om care este, s-a orbit și înainte a văzut. Acest orb totuși era bucuroși, dragii mei, că vedea, a început să vadă lumea, culorile, lumina și așa mai departe. Cei din jur care l-au văzut, și fiindcă acest orb de mulți ani cerșea la timp, era foarte cunoscut. Îl cunoșteau lui. Și l-au văzut că vede, au început să se întrebe între ei. Oare nu este acesta cel care ședea și cerșa la templu? Unii spuneau, el este. Alții spuneau, n-are cum să fie el, seamănă cu el. Era orb. Și el, dragi mei, auzind lucrurile acestea, a spus, eu sunt. Și atunci oamenii au întrebat, dar cum vezi? Și a spus așa, și rețineți, un om cu numele Iisus mi-a uns ochii cu tine și m-a trimis să mă spăl aici la Siloam și acum văd. Și oamenii au început să întrebe, unde este acel om? Nu știu. Era la urmă. Când a uns Mântuitorul cu tine, nu-i cunoaștea fața Mântuitorului. Ori nu-i cunoaștea. Iubiților credincioși, oamenii care au văzut acest lucru și-au dat seama că este minune și ce au putut să facă? Decât să leapă orb, să alerge cu el la farisei. Farisei erau un fel de teologi ai poporului evreu de atunci. Cei care învățau poporul din legea lui Moise, erau saducheii, care erau arhierei, erau preoții, erau farisei și leviții care ajutau la fel. S-au dus repede la farisei să-l arate pe orb. Farisei au auzit de acest lucru și l-au întrebat și ei, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum te vezi acum? Farisei, bineînțeles, că îl cunoșteau foarte bine cine. Și el a spus, iată, mi-au uns ochii cu tine, m-am dus să mă spăl la Siloam și acum văd. Când au auzit, dragii mei, că Iisus a făcut lucrul acesta, și fariseii, știți prea bine, marea lor majoritate, căutau să-L prindă pe Iisus, să-L condamne, îl urau pe Iisus, luptau împotriva Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, bineînțeles că au căutat cumva să facă tot posibilul, să arate că nu este posibil acest lucru. Și au spus orbului, fiindcă era zi de sâmbătă, acest om este păcătos, fiindcă încalcă sâmbăta. A încălcat sâmbăta, dragii mei, deci a lucrat zi de sâmbătă, era un păcat mare. Și era considerat un mare păcătos. Și ei au considerat că vindecând sâmbăta, și v-a dus aminte chiar de Săvărul, că la fel au zis, de fapt este un păcătos. Și un om păcătos nu poate face minuni. Și îl întreabă farisei, tu ce crezi, orbule? Și orbul a spus, tu ce crezi că este el? Și orbul a spus, este un proroc. Proroc, dragii mei, era om asupra căruia s-a pogorât darul lui Dumnezeu. Erau cei mai sfinți oameni din poporul evreu recunoscuți de evrei. Cine era recunoscut ca proroc, dragii mei, era recunoscut ca sfânt, apropiat al lui Dumnezeu, având darul Duhului Sfânt în el. Și iată că orbul acesta le răspunde fariseilor, ei care căutau să spună că e un păcătos, că încalcă sâmbăta. Dar orbul spune, eu nu știu dacă este păcătos, eu știu că văd. Și când l-am întrebat, ce crezi despre el? Că este proroc, adică e un om sfânt, e un om dumnezeiesc. Este un proroc.
Și fariseii, văzând mărturisirea aceasta, au încercat de acum încolo să scoată în evidență faptul că, de fapt, el nu a fost orb. Și spune să vină părinții. Du-te afară și să vină părinții. Și au venit părinții, dragii mei, în fața acestor farisei, acestor învățători de lege și judecători în același timp. Și părinții au spus, uite, el este fiul vostru. Cum a fost orb sau n-a fost orb? Cum te vede acum dacă a fost orb? Totodată, dragii mei, oamenii cunoșteau că conducătorii aceștia religioși ai poporului evreu căutau să-L prindă pe Iisus și chiar dăduse poruncă. Cine va recunoaște că Iisus este proroc sau îl va urma pe Iisus, va fi dat afară din sinagogă, va fi excomunicat. Părinții oricum știau lucrul acesta. Și ei au încercat cumva să se eschiveze și au spus așa. Știm că este fiul nostru. Știm că s-a născut orb. Era părinții lui. Dar cum de acum vede, noi nu știm. Întrebați-l pe el, că are vârstă și vă poate răspunde. Auzind lucrul acesta, fariseii au scos afară pe părinți și îl cheamă înapoi pe orb. Și i-a spus, orbule, acest om care zici că te-a vindecat, este un om păcătos. El încalcă legea lui Moise. Mai spune odată, cum te-a făcut sănătos? Și orbul îi spune, da, v-am mai spus odată. De ce tot mă întrebați atât? Au nu cumva vreți să ajungeți și voi ucenici ai lui? Orbul, vedeți, dragii mei, că i-a dat Dumnezeu și o înțelepciune de a răspunde. Și la un moment dat chiar cumva râdeau de acești farisei și de căutarea lor de a stupa minunea, de a-L acoperi pe Mântuitorul și de a-L face vinovat. Dar ei au sărit farisei și au spus, tu ești ucenic al lui. Așa i-a spus orbul, nu cumva vreți să faceți ucenici ai lui? Tu ești ucenic al lui. Noi suntem urmași al lui Moise. Iar acesta încalcă legile lui Moise. Este un om păcătos. Și noi îl știm pe Moise, dar pe acesta nu știm cine este. Pe unde este, adică se referea Mântuitorul Iisus Hristos. Fără să vrea, dragii mei, fariseii au spus niște cuvinte care au fost scrise de prorocul David, în trecut, care spun despre Mântuitorul că și locul lui nu știm de unde este. Normal că este Dumnezeu, nu are un loc. Ei au spus lucrurile acestea și noi nu știm de unde este. De fapt, parafrazând prorocile lor, dar ei n-au înțeles atunci. Și iată ce răspunde orbul. Păi acest lucru este curios. Acest lucru este minunat. De ce? Fiindcă voi nu știți de unde este și totuși El m-a făcut sănătos pe mine. Dar știm un lucru, că pe oamenii păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă. Adică nu le dă darul fașă de minune în sensul ăsta, că nu ascultă pe un păcătos. Dar iată că acesta m-a făcut să văd. Și știm că nimeni nu poate să facă minuni dacă nu este cu dar de la Dumnezeu. Dragii mei, atunci fariseii s-au supărat tare și l-au scos afară din camera unde era, să spunem, judecat acest caz. Mântuitorul, auzind că a fost scos afară, s-a întâlnit cu orbul acesta în templu și s-a dus la el și i-a spus așa. Gândiți-vă, orbul nu l-a cunoscut. Nu știa că el este Iisus care l-a vindecat. Și a spus, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Și el a spus, cine este ca să cred, să văd, să cred? Este cel pe care îl vezi. Este cel care îți vorbește. Și atunci, dragii mei, orbul a spus așa. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Aceasta este Sfânta Evanghelie de astăzi, câteva cuvinte. Doar vreau să vă mai spun că siluam, de-a fost trimis să se spere, este, se traduce din ebraică ca trimis, și unii spun că, deci, de când a fost numele acestui bazin de apă, de când a fost pus numele, a fost de fapt o prorocie, că acolo va fi trimis cineva de către Dumnezeu să se spere, adică ordinea de astăzi, sau unii spun că trimis este Iisus Hristos, care este Dumnezeu, trimis de Tatăl ca să mântuiască pe oameni. Iubiților credincioși, și acum vă întreb, ați văzut cum un om care a fost orb
care nu vedea, a fost vindecat de Dumnezeu. Știți prea bine, dragii mei, că omul este alcătuit din două părți, din trup și suflet. Împreună formează o persoană, un om. Vedem acum că a fost o vindecare a trupului. Deci omul face parte din trup și a fost vindecat acest trup. Dar așa cum există boală trupească, există și boală sufletească. Așa cum există moarte trupească, există și moarte sufletească. Trupul, dragii mei, este din pământ, din țărână. Sufletul este de la Dumnezeu. Omul, dragii mei, a fost creat de Dumnezeu să facă legătura între creație, între univers, între natură și Dumnezeu. Așa l-a creat Dumnezeu. Boala trupească înseamnă o defecțiune a trupului, nu? La un picior nu mai funcționează, o mână, chiar și creierul și mai departe. Boala sufletească, în schimb, dragii mei, este atunci când anumite lucruri fac ca să ducă sufletul la depărtarea de Dumnezeu. Cine și ce duce sufletul la depărtarea de Dumnezeu, dragii mei? Sunt păcatele care în timp se transformă în pape. Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă că omul, cu voința lui liberă, face un lucru contra legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut, țineți minte, când a strigat Moise și tot poporul la Dumnezeu, Doamne, dă-ne lege, legea, adică dă-ne calea pe care să o urmăm, să știm să nu greșim. Foarte important lucru, dragii mei, când s-a dat legea poporului evreu. Nu mai umbla poporul în neștiință. Li s-a dat o lege. Asta este calea pe care trebuie să o urmați. Atunci când încalci această lege, se numește că ai făcut păcat. Dacă încalci o dată, o mai încalci altă dată. De exemplu, un om, dacă azi a fost un eveniment, și a băut un pic mai mult, s-a amețit, el a păcătuit, a făcut un păcat, fiindcă s-a amețit, s-a îmbătat. Dar se numește păcat, fiindcă l-a făcut azi. Poate se mai întâmplă o dată peste jumătate de an sau la anul. Dar când acest păcat începe să fie făcut din ce în ce mai des, când omul respectiv caută să facă acest păcat cu voia lui, se numește patima, dragii. Și ce înseamnă patima? Patima face ca voința omului să fie subjugată unui astfel de lucru. Peția, curvia, mânia, banii, slava de șartă, mândrii și așa mai departe. Atunci, dragii mei, sufletul acelui om, în loc să-L caute pe Dumnezeu, să caute să împlinească legea lui Dumnezeu, să caute să facă iubit de Dumnezeu, el caută altceva, să-și facă o plăcere. Acest lucru înseamnă patima. Iar patima duce, vedeți, înlocuirea în minte, în rațiunea omului, în sufletul omului, care sunt puteri să fie în rațiunea conștiința, la înlocuirea lui Dumnezeu cu o plăcere. Băutură, desfrâng, bar și așa mai departe. Deci, în loc să slujească Dumnezeu, slujește în parte. Vedeți, dragii mei, aceasta înseamnă boală sufletească. Și dacă patimile cuprind sufletul și tot îl adâncesc, duce spre moartea sufletească, adică spre despărțirea sufletului de Dumnezeu. Adică sufletul merge în iad, și asta înseamnă moarte sufletească, în loc să meargă la Dumnezeu, care înseamnă sufletul să fie viu pentru veșnicie. Deci, ca structură, sufletul nu se distruge. El este nemuritor, așa l-a creat Dumnezeu. În schimb, moartea lui înseamnă despărțirea de Dumnezeu și suferința veșnică. Iar viața lui este unirea cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și acum vă întreb. Ați văzut cum a vindecat pe acest corp ochiul, vederea, el a început să vadă. Și am spus că vă întreb la început. Cum a avut loc vindecarea lui sufletească? Ați sesizat? Vă readuc aminte. Și poate cu acest lucru, dragii mei, vă fac să înțelegeți că atunci când veniți la biserică, să fiți foarte atenți la Sfânta Evanghelie. Să fiți foarte atenți și la apostolul care citește înainte Evanghelie. De exemplu, astăzi s-a citit Două Apostoli Minunate, sau aseară la Paremii s-a citit din scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul, care se mai numește Ioan Evanghelistul, se mai numește și Ioan Teologul, dar se mai numește și Ioan Apostolul Iubirii.
fiindcă el a scris foarte mult de cum se poate mântui omul și a spus clar că nu se poate mântui noi dacă nu iubește pe Dumnezeu și pe aproape. Fără a iubi pe Dumnezeu și pe aproape nu există mântuire. Și de acest lucru arată, dragii mei, foarte frumos ce înseamnă cearta și cu ce să luptăm împotriva ei, să punem pace cu toți și așa mai departe, iertarea și ceva felul. Foarte minunat. Dragii mei, haideți să vedeți cum a avut loc vindecarea sufletească acestui om. Acesta nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu era ca omul care auzise de Iisus și a început să țipe, Iisus e Fiul lui David, mărturisind că este Fiul lui David, adică este Mesia. Nu l-a cunoscut. N-a știut. El stătea acolo și s-a trezit, a simțit că lumea e cineva pe ochi și îl trimite la Sion. Iată, dragii mei, cum are lui vindecarea lui sufletească. Adică apropierea lui de Dumnezeu, credința lui Dumnezeu. Prima oară, dragii mei, când mărturisește în fața celor care l-au văzut la Siloam că s-a vindecat, oamenii au întrebat, cine te-a făcut sănătos? Și el a spus așa, și rețineți, un om cu numele Iisus m-a făcut sănătos. Un om, țineți minte. Deci pentru el atunci, atât a știut, atât a simțit în sufletul lui, că a fost un om, fiindcă l-a simțit când l-a pipăit pe ochi și a vorbit cu el. L-a trimis, i-a spus, du-te la Siloam. Mai departe, de-a fariseii l-a descusut. Și totodată, în timp ce fariseii întreabă cum poate să vindeci un om păcătos, cum poate și așa mai departe, dragii mei, sufletul lui începe să se vindece. Și când îl întreabă fariseii, ce crezi despre el? Este un proroc? Nu mai este un om. Este un om sfânt. Este un om cu darul lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, sufletul lui a evoluat. A simțit că cel care l-a vindecat, deși încă nu știa, este un proroc, este un om al lui Dumnezeu. Și vindecarea a ajuns la capăt, când, la sfârșit, când i-a spus, tu crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu înseamnă Mesia, dragii. Ești știau că va fi Mesia. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este să-L văd, să-L cred? Cel care îți vorbește, cel care te-a vindecat. Și atunci a dat seama, dragii mei, și a dat seama că în fața lui a fost Dumnezeu. Și a spus, cred, Doamne, și nu numai că a spus-o, ci s-a închinat în fața lui Dumnezeu. A ajuns sufletul lui, dragi mei, la cineva care nu cunoștea, nu vedea, nu credea în el, trecând de la un proroc la Dumnezeu. El, dragii mei, a crezut că Iisus din Nazaret este Dumnezeu adevărat. Fariseii, dragii mei, aveau școală, ei vineau din metode de mici, cei mai mulți veneau aici la Ierusalim. Erau învățați, mai ales în perioada când a trăit Mântuitorul, a fost unul din mari teologi din istoria poporului evreu și anume Gamaliel. Acesta, dragii mei, învățat din lege, le-a arătat, știau pe de rost legea, poruncile, toate. Sufletul lor, în schimb, a rămas orb. Nu au recunoscut că Iisus de la Nazaret este Iisus Hristosul. Adică Hristosul înseamnă Mesia în limba greacă. Este Mesia. Unsul Dumnezeu trimite pe Dumnezeu să mântuiască pe popor. Vedem, dragii mei, un om orb trupește, orbul, cerșătorul, și acești teologi care vedeau trupește, farisei. Și vedem, dragii mei, că acest orb trupește s-a vindecat și trupește, dar și sufletește, iar fariseii, deși vedeau, deși citiseră, au rămas ori sufletești. Unul s-a mântuit, alții s-au condamnat. Iubiților credincioși, această Evanghelie este, ca toate Evanghelile, minunată și vedeți cât de multe și atunci cu lucruri putem învăța din mine. Faptul că Mântuitorul a vindecat orul acesta și sufletește și trupește, arată că El este învierea și sufletească. Dar mare ales, cea mai importantă, este sufletească. Și aceasta este legătura cu învierea, fiindcă la trupare de săptămâna Slăbănogului, foarte frumos spune undeva Sfinții Părinți, certându-i pe evrei, au voi evreilor, n-ați văzut pe Iisus Mântuitorul cum a ridicat pe Slăbănog? L-a vindecat pe orbi, l-a dat lumină orbilor, a vindecat pe femeie de curgere sânge, avea morții. Nu! De ce vă mai întrebați? Și de ce nu credeți că El a înviat? Cu alte cuvinte, Sfinții Părinți le spun evreilor, măi, dacă El
a făcut piciorul, mușchiul a făcut atunci, numai cu cuvântul. Dacă a făcut ochiul, iată, fie cu tine, fie doar spunând, vezi și a văzut. Oare nu este atât de greu să credeți că El poate să-și învie din morți? De aceea aceste evanghelii arată și confirmă învierea Mântuitorului, dragi. Fraților creștini, nu uitați lucrul acesta. Poate fiecare din noi trece prin momente, să spunem, de orbire sufletească. Suntem cumpriși poate odată de patimi sau suntem după patimi. V-a spus nimic, șarte, ură, slavă de șarte, mândrie, băutură, că mi-a pântește, cum se mai spune, desfrâu. Căutați, dragii mei, să veniți pe calea Evangheliei, pe calea deschisă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu dă puterea, dă harul ca să ne vindece orbirea aceasta sufletească. Trebuie voința noastră. Și dacă vrem și urmăm calea aceasta, vom fi vindecați sufletește. Iar a fi vindecați sufletește înseamnă a fi mântuiți. Vedeți, dragii mei, că de multe ori noi în viață trecem prin încercări trupești, și anume prin boli, nu suferință. Alergăm repede la biserică, Părinte, roagă pe Dumnezeu să mă vindecă. Sau la rugăciune, Doamne, vindecă-mă, trupești. Și bine facem, fiindcă Mântuitorul este izvorul vindecărilor. Dar, cu părere de rău, vreau să spun că avem o mare grijă de trup și o foarte puțină grijă de suflet. Pe câmpuri ar trebui inversat. Fiți atenți, dragii mei, fiecare, de ce boală sufletească suferiți? Boala îndelungă înseamnă moartea, știți slăbine. Căutați să vă vindecați. Dumnezeu ne-a dat toate mijloacele. Ne-a dat și ne-a arătat care este calea prin Evanghelie. Ne-a dat și instrumentele care le găsim în Sfânta Biserică prin Sfintele Taine, prin Duhul, prin rugăciune. Ne-a arătat cum ne putem vindeca sufletește. Căutați, dragii mei, să vindecați sufletul. Trupul oricum el va muri. De ceva tot vom suferi. Vom muri. Dar sufletul trebuie să rămână curat, fiindcă numai așa sufletul și trupul înviat la Doamne vor rămâne uniți cu Dumnezeul nostru, Cel înviat, care se vine toată slavă și cinstea și încălzirea vecii vecilor. Amin. Trăiți, preasfințite. Adevărat, amin.